fost că ai devenit arogantă de când nu mai lucrez la produs. Vezi că sunt pe directive azi. M-am luat pe șef, nu știu, m-am trezit șefă. De dimineață, de când m-am trezit, mă simțeam șefă. Opa! A început, mă? A început! Fiți atenți că a început X-Factorul. Îmi pare foarte bine, Stefan. Dorin, îmi pare bine. Vreau să jurizez și eu măcar o piesă, una. Eu vreau și ceva cu care să mă îmbrac, dar cu ce ștergi tu praful pe acasă? Nu, e de plastic. Eu vreau să văd ce este în spatele unui mare artist. Hai, mă! Bă, dă-mă jos, că mi-e frică. Așa se începe frumos o zi de filmare cu echipa de la Observator aici cu noi, da? Ca să înțelegeți și voi, sărăcilor care sunteți, tu și cu tu, să înțelegeți cu cine ați lucrat voi toată etapa asta, toate audițiile astea, cu cine ați lucrat voi doi, că voi nu sunteți conștienți. Cer scuze. Nu-i nimic. Mersi, Floriane. E foarte bine. Eu nu mă pricep. Veniți toți cu toate camerele, filmați și ținuta asta minunată de prezentatoare. O să mă dea la prost îmbrăcați acum. Să pui asta, bine. Mi-am angajat și sunetist. Asta e chestia. Tot pe banii. Tot pe banii. Dar ce nu era bine? Ce n-am făcut bine? Îți povestesc eu. Mai târziu. Te dă și pe tine la televizor, noroc eu... cu mine. Florine! Domne, lăsați-te, Florini, stai de la juriu! Păi da, e de la juriu, domne, cum să nu lăsați să treacă omul peste... Cum adică? Că nu are voie nicio mașină. Nu există, domnule, el are voie că e de la juriu. Hai, Florine, du-te acolo, cum zic eu. Hai grijă să nu dai cu barda, nici. Lasă-i să se mai respire un pic. Să rămână, vă place de Florin Ristei? Îl iubesc de numai... Și eu la fel, doamnă, m-aș mărita cu el mâine. Lăsați-l, vă rog, dați-vă un pic, că e domnul Ristei de la juriu, vă rog, dați-vă așa când vă spun. Vreți caise? Aveți emoții? Ce cânti? Muzică ușoară? Cam la câte kilograme așa? Se pregătește intens. Și varză se pregătește intens. Are la treabă. Are la treabă, nu-și mai vede capul. Dragă mea, bine la pariuri ca să... A, ok. Domnul, va trebui să câștigi bani în viața asta, că na. Și... Ați fost foarte bun, vă mulțumesc frumos. Mulțumim. Am terminat. Păi acum când am venit eu s-a terminat, ce era distracția asta? Bună ziua! S-a dat drumul la petrecere aici? Aha! Hai că începe, să vă văd acum ce mai râdeți. Hai că începe filmarea, azi vezi acum. Azi vezi. Cu cât începe, cu atâta vă panicați mai tare. Am obosit de la dansurile alea. Ne-am angajat un fraier. Geta, e Geta Voinea. Marea stilistă Geta Voinea, doamna de păr de la doamna Geta Voinea, dar nu vedeți că are mască. Doamna Geta, mi s-a făcut un pic așa aici părul ăsta, nu știu ce are, că mă mănâncă capul. Păi de cât timp nu te-ai spălat? Să fie de la păduchi? Se întâmplă. Doamne, mă mănâncă rău, de tot nu mai pot. Eu vreau, sincer vă spun, vreau să-i dau Loredanei niște bani. Ca să mă lase și pe mine o dată să jurizez și eu un concurent atâta, unul. Păi nu cred că trebuie să-i dai bani, că nu e cazul. Și aia. Nu mă lasă? Păi nu, ea poate să te lase fără dacă... Serios? Da, eu rog frumos, unul să mă lase, că eu știu cum să le zic. Să mă lase să zic și eu, da, mi s-a părut că acolo
n-am funcționat. Vrei să simți, vrei să simți să tu... Exact, cum se zice de acolo. Vă rog frumos să-i spuneți dacă puteți că marți vin îmbrăcată frumos. Dar te speli pe cap. Mă spăl atunci. Nu vin cu păduchi. Păi, te așezi pe locul ei, dai să te ascultăm. Sometimes I feel like giving up. Asta este, cred că probabil, ultima noastră zi seară la X-Factor, pentru că suntem fugăriți, vrea să ne dea și afară. Aici a rămas gol, nu mai nimeni, nu înțeleg de ce. Stai, nu că n-am luat-o bine, am luat greșit. S-a văzut, prima oară într-o seară de mai. Forță mondială! Mamă, ce tare! What is the name of your song? It's very dancing, așa, like... Mundo Bicolor. Mundo Bicolor? Mundo Bicolor. Ah, Mundo Bicolor. Bicolor. Aha, I want to listen when I go home in the car to... Mundo Bicolor. Bicolor. Soy o estupida. Soy estupida. No. Mundo Bicolor, sing by you. Is on YouTube. No, by me, no. Cantante. Pero yo quiero escucharte a ti. Me quiero escuchar a mí. Sí. Me escuchas ahora si quieres. Sí, a escuchar. Escuchando en los... okay, let's go. Let's go. Vente conmigo si quieres que te dé amor. Hola. Dame la mano, veremos salir el sol. Hola. You know rock, Row festival. No, in Romania? No. Pero Spain, dónde? Barcelona. Spain, Barcelona. No, yo no tengo dinero to go to Barcelona. Ah, no pasa tengo. Nada, nos colamos en el avión. Quiero a ver en Barcelona con tus dineros. Ah, vale. ¿Sí? ¿Tú tienes dinero? Si gano X Factor, in Barcelona with you. Vamos a ¿sí? Barcelona. Y party. Pero también me gusta la música techno house también, electro. ¿Sí? You like electro? Sí. Me too. It's I want to go to you with the parties, two parties. Okay. And I want to tell you that you have a great voice. Gracias. Y quiero una parte de tus dineros to me. To go to me. No ahora, after you in the show. Si quieres te firmo también. Sí, sí. Quiero una cartilla. Yo soy más de bailar, de cantar. Sí. No actress, pintar. No. Pintar? Sí. What are you painting? No, me pintan a mí. Ah, te pintas. ¿Sí? Sí, me pinta. Ok. He hecho moda africana. Model? ¿Eres model? Sí, bueno. Oh my God. You are celebrity. No, que va. No eres celebrity. Pero yo soy. Yo soy celebrity aquí en Romania. Sí, yo soy. Look, all the people here know me. Yes. Really? Yes, I have my own television. This is my television, my operator. I want. Es YouTuber. Sí, Ilona Brezoianu is my stuff. It's my stuff. Ilona Brezoianu is and I have the stuff. Look, dale. It's my stuff. Nice to meet you. Is my stuff. Is my. Disculpa. No but I saw that I speak. Yo verás con la persona de. Sorry. E loc în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei. E posibil să o dai, dar e probabil să o iei. Ce face băieții mei? Face bine, joacă sport? Joacă tot ce vrei. Adevărat, aveți emoții? Da, că e prima dată pe o scenă mai diferită. Da? Dar rest voi faceți battle-uri de rap? Nu. Dar ce faceți? Cântăm în general. Sunteți cântăreți? De meserie? Da. Alo? Scuzați-mă. Iertați-mă că întrerup panorama de acolo.
Domnul, dumneavoastră, când ați făcut interviu, era liniște. Vreau să fac și eu cu băieții aceștia. Aveți o trupe? O trupă, da. Ce trupe? Independenții. Așa se numește? Da. Și eu am fost actor independenții la viața mea. Cum sună o bucățică din piesă? Că eu vreau să fac coreografia la ea. Zi-mă puțin, ți-e rușine. De ce, ți-e rușine? Nu dăm din casă. Ascultăm când o să fie moment. Cu dans? E cu dans? Nu. E cu doar așa, și să faceți așa, hai toată lumea, nu? Faceți și de-astea sau nu? Doar la concertele noastre, unde e lumea de asemănătură. Unde aveți, mă, că vreau și eu să vin? Anul trecut, în toamnă. Așa am jucat și eu tot anul trecut în toamnă, că a venit pandemia, n-am mai jucat nimic. Doamnă, vă rog frumos, suntem și noi într-o emisiune la televizor. Băieți, vă urez mult succes, multă baftă. Aveți iubite? Nu. Nici eu? Bine, vă urez multă baftă, mult succes. Dacă nu luați, înseamnă că nu vă dă pe post, o să vă dau eu, ca să știți că n-ați venit degeaba până aici. E ok? Asta foarte e. Bine. Dar s-ar putea să nu vă dau nici eu, că nu știu cât mă las să bag, cred că am filmat prea mult. Dar măcar două, trei propoziții tot, o să zicem, filmați tricourile, măcar să apară tricourile, dacă nu... Așa. Și blugii noștri, ale tuturor noștri, blugii ăștia, asta e frumos. Și să facem și o fotografie de grup, de trupă.